mulțumim, Andreea. Și pe fundul încălzirii, căpușele au apărut deja în parcurile din Alba Iulia, unde dezinsecția orașului încă este la stadiul de intenție. Administrația locală a fost luată prin surprindere, iar gestionarea problemei legate de insecte e deocamdată scăpată de sub control. În Alba Iulia, primăria nu are încă un contract cu o firmă pentru deratizare și dezinsecție, costurile fiind tot mai ridicate. Abia luna viitoare acesta va fi semnat cu o companie specializată. S-a schimbat și se schimbă și se vor schimba și substanțele cu care se acționează. Sigur, toate omologate de Ministerul Sănătății, de DSV și toate, ca să nu deodoreze nici oamenilor, nici animalelor, dar trecerile în sine se vor face mult mai des. Medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe se confruntă cu tot mai multe cazuri de pacienți care cer să le fie scoase căpușele. Rugămintea este de a se prezenta la noi sau la medicul de familie, pentru că foarte ușor pot fi extrase, decât să încerce tot felul de manopere care mai de care mai laborioase. Se frică să stai pe iarbă, înainte mai stai pe iarbă, mai luai o pătură, dar acum se frică și să stai așa, să te așezi jos. Ar trebui să înceapă autoritățile să facă un pas, să dea cu soluții pentru căpuși acum, dacă tot e sezonul și că nu, o grămadă de lume prin parc cu copii. Dacă autoritățile locale ar putea da cu ceva împotriva acestor dăunători pentru copii, ar fi extraordinar pentru noi ca și părinți, pentru a putea evita toate pericolele care depind de acestea. Printre cei vulnerabili în fața acestor insecte se numără copiii și animalele de companie.